În fiecare duminică avem tot felul de animăluțe drăguțe și astăzi o rasă de căței foarte prietenoasă și foarte frumoasă, Corgi. A venit doamna Anca Georgescu, neața, a venit alături de fetița ei, de Sofia, cu trei exemplare. Ce avem? Fetițe? Două fetițe și un băiat. Două fetițe și un băiat. Hai să facem cunoștință cu ei. Cum îi cheamă? Salsa, Luna și Nacho. Au niște nume. Nacho e la Ramona. Nici nu aveam cum să nimeresc altfel decât băiatul din această formație. Cum sunt ei ca și temperament? Sunt niște câini foarte activi, în primul rând. Să nu uităm că sunt ciobănești, totuși, ei. Câinele preferat al reginei, al reginei, nu? da. Știe ea ce știe, dar ales Corgi ca și rasă. Sunt foarte inteligenți. Se pot dresa foarte bine, foarte, foarte ușor. Da. Sunt inteligenți, gândesc că prin repede absolut orice. Păi Nacho are și niște concursuri de dresaj câștigate. Avem aici o iubitoare de această rasă. Ilona e absolut topită când vede câte un corghi. Salsa. Dar de ce nu e unul, Ilona? Haide. Adică tocmai a luat. Ce să mai... Cum o cheamă? Salsa. Salsa. Haide. Salsa a plecat. Că vine cu mine. A plecat la plimbare. Păi vine, bine, ei săracii sunt puțin și derutați acum că miroase a chiftelele lui Nicolae aici în platou de numai. Că tot vorbim de mâncare. Sunt pretențioși la mâncare? Nu. Mănânc absolut orice, inclusiv legume. Adică și mâncarea noastră? Da. Da? Și le dăm, e permis să le dăm așa? Nu este recomandat, evident. Dar de mâncat mănâncă orice. Adică putem să-i hrănim chiar și cu mâncarea noastră, dar preferabil ar fi totuși să rămână pentru sănătatea lor, da, sigur. Avem adulți aici? Sau sunt încă pui? Nu. Cel puțin cel negru pare mai copil. E cel mai mic dintre ei, da. Dar, câte luni are și cât mai crește? Care este media de vârstă? Un an jumate are. Așa, și nu mai crește. Nu mai crește. Nu. Ca și înălțime, așa. Nu? Atât rămân, nu? Asta este tot. Și la ce vârstă maximă să ne așteptăm la ei? Acum și depinde ce mănâncă și cum îl hrănești și cum ai grijă de el. Dar trăiesc 13, 14, 15. Liniște. Avem destul timp să ne bucurăm de ei. Da, sunt sunt buni pentru copii. Foarte buni. Sofia ne poate confirma. Sofia, toți ai dumneavoastră se chiar? Se atașează foarte bine de om, de copii. Le place în prezența omului. Vor să stea cu tine. Nu fac ravagii în casă sau îi ținem în casă sau în curte? Unde e de preferat? Se poate și în casă și în curte. Sunt câini care se adaptează foarte ușor și în casă și în curte. Deci nu fac stricăciuni prin casă mobilă și așa mai departe. Aici asta nu ține neapărat de rasă cu stricăciunea. Este, ține de cât te ocupi de el. Un câine, cu cât te ocupi mai mult de el, cu atât este mai educat, mai... Da, până la urmă, într-adevăr, dacă îl iei de mic, să-l înveți toate cele. Întotdeauna, da, reușita e completă atunci când te ocupi de el, da, evident. Sunt, într-adevăr, niște câini de care trebuie să te ocupi, adică nu poți să-l iei și să-l lași acolo și tu să pleci la serviciu să vii seara. Niciun animăluț nu trebuie să... Chiar și cu un pește, vorba aia, că și eu am avut un peștișor și mai vorbeam cu el din când în când. Dacă cineva vrea să ia un corghi, ce trebuie să știe despre rasa asta? Sau cu ce să plece atunci când se duce să-și achiziționeze un cățel? Sunt câini veseli, activi, timp, în primul rând, trebuie să știe că trebuie să aibă timp. Să dedice timp? Da. Sunt activi, nu este nicio problemă. Merg la plimbare? În casă, merg la plimbare, sunt adaptabili, foarte ușor, se adaptează în foarte multe domenii, momente, oriunde poți să mergi cu ei liniștit. Sunt drăgălași, super drăgălași, sunt super iubitori. Da, la început mi-a zis că dresajul este unul foarte simplu pentru că sunt căței inteligenți. Dresajul recomandați a fi unul profesional sau putem să ne ocupăm și noi de dresaj în felul nostru sau rămâne doar la un nivel? Hai să zicem semi-profesional, nu e neapărat nevoie de profesional, dar trebuie... Măcar la început, nu? Da, lucrurile standard. Să știe ce aia nu-i voie, stai, să poți să mergi, să poți să mergi cu el în lume, să poți să-l lași undeva să te aștepte. Adică standard, pur și simplu, dar semi-profesional, hai nu. Să zicem semi-profesional. Da. Este o rasă activă, dacă îl scoatem în parc, aleargă de nebun sau mai leneș? Nu este un câine leneș în niciun caz, în ciuda picioarelor. Asta voiam să spun, cu picioarele scurte, nu știu ce viteză prin. Nici nu fie acum. Să nu uităm că sunt câini, sau la bază, au fost câini de turmă.
A, ok, deci, am înțeles. Deci da, aleargă. Am și niște pisicuțe, se înțeleg bine cu alte animale? Dacă ei din timp și de mici... S-ar putea să se obișnuiască. Nu s-ar putea, sigur se obișnuiască. Ok, nu, bun. Sigur. Uite, Ilona, că tu ai pisicuță, din ce știm, și ai zis că îți dorești foarte mult această rasă de cățeluși. Ăla mic stă la tine foarte bine. Ce mai aștepți? Atâta vrem să ne spui. Dar până atunci vrem să vă mulțumim. Mulțumim tare. Și noi mulțumim alături de noi. Ia zi, Ilona. Păi ce să mai zic? Eu mi-am luat câinele. Ia să zic. Auzi? Scuză-mă. Ia ridică-te. Zic că sus. Fac și eu. Sus? Sus. Sus? Ia ridică-te. Stai să vezi ce face, că are comenzi. Sus? Ia. Stai. Stai. Culcat. 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 Culcat, am zis. Culcat. Aoleu. Măi. Da, deci, din punctul meu de vedere, rasa asta e cea mai frumoasă de pe planetă. Nu ai cum să fii așa de drăguț. Măi.